Apocalipsă a scris prima dată pe un pergament sigilat cu 7 sigilii Ioan, Sfântul Ioan din Patmos în anul 100 după Hristos. El a descris în ultima carte a Noului Testament sfârșitul lumii care va avea loc într-un veac neștiut de nimeni, ci doar de Dumnezeu Tatăl. Dar chiar dacă nu se cunoaște exact data Apocalipsei, cel puțin îi se oferă 7 semne prin care putem ști că Apocalipsa se apropie. Site-ul lovendal.ro a analizat cele așa zise semne ale sfârșitului. Apocalipsă înseamnă ceva ascuns umanității. Odată cu fiecare sigiliu care este desfăcut, apare un nou dezastru, un nou semn care arată că sfârșitul lumii se apropie. Interesant este faptul că și oamenii de știință au asemănat semnele sfârșitului cu fenomene și catastrofe descrise în Apocalipsa după Ioan. În descrierile lui apar 4 călăreți, călăriți de 4 creaturi oribile, un cal alb, unul roșu, unul negru și unul gălbui. Cei care au interpretat scrierile lui Ioan din Patmos au asemănat calul gălbui cu o molimă, o serie de boli la nivel planetar care omoară mulți oameni. Când mielul a rupt pe cetea a patra, m-am uitat și mi s-a arătat un cal gălbui, iar cel care stătea pe el era moartea. Calul negru reprezintă foametea și moartea. Calul roșu înseamnă, spun cei care au interpretat scrierile lui Ioan, războaie și conflicte majore pe pământ, terorism și genocid. Oamenii de știință sunt de acord că distrugerea omenirii prin războaie, dezastre naturale, schimbări globale, pare fi reală. Și s-a arătat un alt cal care era roșu, cel care stătea pe el a primit puterea ca oamenii să se omoare între ei. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit a treia făptură zicând, vino și vezi. M-am uitat și s-a arătat un cal negru, iar cel care stătea pe el avea în mână o cumpănă. Primul cal despre care a scris Ioan în profețiile sale este de fapt cel care aduce cea mai mare teroare. Este creatura malefică a Bibliei. El este anticristul. Cei care au interpretat semnele spun că va veni o perioadă în care se va predica pacea. Anticristul va fi o persoană iubitoare de pace încât oamenii îl vor vrea conducător. Apocalipsa lui Ioan ne prevestește că anticristul va trece în final de partea răului. El va juca un rol principal în ultimul semn, războiul care va pune capăt lumii. M-am uitat și am văzut un cal alb, iar cel ce stătea pe el avea un arc și a pornit biruitor și ca să biruie. Site-ul lovendal.ro traduce aceste semne pe înțelesul tuturor, comete și meteoriți care ne lovesc planeta. Și stelele au căzut din cer spre pământ și cerul s-a strâns și împărații pământului s-au ascuns în stâncile munților. Epidemii mortale care ar putea omorâ milioane de oameni. Și când m-am uitat, mi s-a arătat un cal gălbui, iar cel care stătea pe el era moartea. Cu tremure devastatoare și am privit când s-a deschis cel de-al șaptelea sigiliu și pământul s-a cutremurat puternic. Raze gamma letale ca urmare a exploziei unei supernove. Când mielul a rupt cel de-al șaselea sigiliu, m-am uitat și soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Erupțiile distrugătoare ale unor supervulcani. A trâmbițat apoi al doilea înger și ca un munte mare arzând în flăcări s-a prăbușit în mare. O epidemie mortală. Cel de-al doilea înger a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om. Și a murit orice făptură vie, dar și tot ce era în mare. Viața asta, fără perspectiva veșniciei, este o mare scârbă. Uite câte probleme, câte lipsuri, câte frustrări, câte dureri, câtă suferință. Dacă putem realiza că Hristos a venit, ca noi să ajungem acolo. El este calea, El este adevărul, El este viața. Dacă realizăm asta, totul primește un alt gust. Dacă oamenii înțeleg o anumită cantitate sau o anumită cantitate de informație despre un lucru, Dumnezeu are completă. Și am înțeles atunci că Dumnezeu, când a luat hotărârea, a luat în cunoștință de cauză, într-un mod real, având toate datele. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voi cu. Ne mulțumesc foarte mult partenerilor noștri la Grand Hotel Bucharest. Suntem în apartamentul Imperial, ca de obicei, la înălțime etajul 19. Asta, dacă o să vreți vreodată să veniți, să stați aici, măcar așa, un weekend, să vedeți cum e. O să vorbim în această seară, ați văzut materialul introductiv, o să vorbim despre semnele apocaliptice, cum le traducem în ceea ce trăim astăzi, pentru că, iată, e un război,
dincolo de războiul dintre noi, e un război aproape de graniță, vorbim iarăși de pandemie, foamete, secetă și multe alte lucruri care ne pot duce cu gândul la ceea ce scriau în scriptură și ceea ce prevedeau unii dintre cei care au avut acest har. Prietena emisiunii noastre, Adina Moldoveanu, în această seară alături de mine. Bună seara, Adina, mulțumesc! Bună seara! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Nu ne-am văzut de mult și mă bucur că ne vedem. Da, mi-aș fi dorit să discutăm despre lucruri mai fericite, dar iată că suntem într-un moment de cumpănă a omenirii și exact așa cum prevedeau scripturile și unii dintre profeți, din păcate se adeveresc aceste scrieri. Dar ceea ce este foarte important și mesajul meu în această seară este să învățăm să traducem aceste metafore, pentru că toate scripturile sunt codificate, sunt scrise sub formă de metafore, astfel încât în funcție de gradul de elevare spirituală să reușim să le percepem, să le traducem și să le implicăm în viața de zi cu zi. Ei bine, după cum știm, Apocalipsa lui Ioan, dacă ne-am gândit la contextul istoric în care ea a fost revelată, era un moment după trecerea lui Isus în alte dimensiuni, era un moment în care creștinii erau prigoniți. Și iată că Apostolul Ioan îi se arată această profeție și mai mult decât atât îi se arată cele 7 peceți. Ei bine, și noi, dacă ne uităm după atâtea mii de ani, avem mai mult sau mai puțin de trecut și de desfăcut aceste 7 peceți. Și exact ca și atunci, era foarte important ca să reușim să percepem, de fapt, profunzimea credinței. Pentru că toate acestea sunt teste de credință. Acum, dacă nu sunt calificată să vorbesc despre război sau despre pandemie, dar ceea ce pot să vă spun este că de-a lungul milenilor, oamenii au încercat să-și explice diferite provocări la care a fost supusă credința oamenilor. Și aici vorbim de diferite etape ale omenirii, pentru că această apocalipsă este ciclică. După cum știm, omenirea a fost supusă mai multor apocalipse și toate au venit cu un scop. Au venit cu scopul de a se eleva spiritual și dacă am putea ca să învingem ego-ul care ne duce în această prigoană, atunci am reușit mult mai mult ca să înțelegem aceste timpuri. Acum, după cum știți, eu am studiat și Cabala și este foarte interesant, aș dori să citesc ca să nu greșesc niciun cuvânt, pentru că este foarte important. Marele cabalist, Rav Yehuda Ashlag, a spus că adevăratul război autentic de la sfârșitul zilelor este un război al conștiinței umane. Cu alte cuvinte, Armagedonul nu reprezintă asteroizi care se prăbușesc sau în pământ sau explozii nucleare în toată lumea. Oamenii vor vedea opinii opuse ale realității. Oamenii se vor lupta pentru ideologie și opinii și iată că asta se întâmplă. Oamenii vor purta un război interior împotriva propriei naturi reactive, alimentat de roller coasterul emoțional, care este ego-ul uman. Față de sufletul uman, adevărata noastră stare de conștiință pe care am ajuns să o dezlănțuim. Conform Zoharului, care este cartea de căpătâi a Cabalei, oamenii chiar vor duce un război împotriva lui Mesia. Rețineți că Mesia nu este un salvator. Mesia are mai multe moduri de a se manifesta și de aceea sosirea noii lumi pașnice și nemuritoare se va face numai printr-un salt al conștiinței.
Așadar, dacă stăm să ne gândim de-a lungul istoriei, Mesia, de fapt, este o stare de conștiință. Și ceea ce se întâmplă în ziua de azi este, de fapt, exact cum spunea rabinul, un război al conștiinței. Dacă noi am reușit să ne depășim această stare de ego în care fiecare avem adevărul nostru și am reușit ca să ajungem la o cale de mijloc, ar fi foarte bine. Dar iată că, exact cum spunea în Vechile Scripturi, există două părți, două fațete ale binelui. Fiecare își vede partea lui, fiecare vede partea în care, să spunem, ne dorim o planetă mai curată, ne dorim o planetă în care să nu mai avem explozii solare, în care să nu mai fie războaie. Asta este un adevăr. Și ceilalți care își doresc ca să dețină supremația asupra unor teritorii sau bogății. Dar mai mult decât atât, fiecare își vede propriul adevăr. Fiecare în felul lui are adevărul lui. Și atunci ceea ce noi am uitat și ceea ce spun vechii cabaliști, am uitat de fapt calea de mijloc. Calea în care noi vom reuși ca să luăm câte puțin din fiecare și să ne aducem în primul rând pacea interioară. Pentru că despre asta vorbim. Ceea ce este interesant și scrie în Zohar, această cale de mijloc din punct de vedere al corpului uman se referă la sistemul nostru imunitar. Și iată că și pandemia și toate aceste probleme cu foametea care mai mult sau mai puțin se anunță în anumite zone pe glob, toate acestea slăbesc sistemul imunitar. De fapt, sistemul imunitar este, generic vorbind, referitor la corpul nostru, capacitatea noastră de a rezista unor factori externi, dar de fapt, la nivel de conștiință, sistemul imunitar este capacitatea de a rezista ego-ului nostru și tuturor acestor presiuni care ne vin din afară și care ne încearcă în credința noastră. De fapt, asta spunea și Apostolul Ioan. Dacă noi am reușit ca să regăsim în noi acea iubire hristică, am face mult mai ușor față tuturor prigonirilor, exact cum s-a întâmplat și în timpul său și cum prin venirea împăratului Nerva a reușit ca să se înceteze această prigoană împotriva creștinilor. Iată că dacă ai suficientă credință în tine, la un moment dat vei reuși să treci peste toate aceste încercări de credință. Vorbeam în Apocalipsa despre cavaleri, pe culori, da? Fiecare cavaler semnificând ceva, Adina. Oricât de mult ne-am dorit să nu fie așa, iată, vorbim despre niște vremuri pe care nu credeam că le vom trăi. Căldură în Antarctica și păduri care ard și secetă cumplită și caniculă, schimbările astea climatice despre care pat-o vorbit și Nostradamus și Baba Vanga și mulți alții. N-avem cum să le interpretăm altfel sau, chiar dacă le interpretăm așa, ar trebui să facem ceva, să ne gândim că poate nu e sfârșitul sau poate că sfârșitul pe care îl știm noi e de fapt un alt început. Despre asta aș vrea să vorbim, că nu vreau să intre nimeni în panică, ci mai degrabă aș vrea să înțeleagă fiecare ce ar trebui să facă, astfel încât orice s-ar întâmpla să rămână cumva îndumnezeit, ca să zic așa, știi? Îmi pare bine că ai adus vorba despre asta, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. În momentul în care avem, exact cum am spus, toate aceste încercări, capacitatea noastră de a rămâne în credință, de fapt, relevă capacitatea noastră de îndumnezeire. Și mai mult decât atât, sunt oameni care în ultimul timp am observat că se îndreaptă tot mai mult către partea aceasta, caută căi prin care poate să acceseze diferite sisteme de spiritualitate. Mie asta mi se pare fascinant, pentru că acum mai mult decât oricând, când suntem atât de presați de tot ceea ce se întâmplă, exact cum ai spus, și de schimbările climatice, și de războaie, și de... Scumpiri viața de zi cu zi, adică exact. Oricât ai fi de optimist, oricât ai fi de credincios, oricât ai fi de întreg la minte, să zic așa, le vezi pe toate că vin cumva spre tine și te strâng ca într-o curea și te gândești
ce fac? Că până la urmă, ziua de mâine e mai importantă decât orice. Să-ți crești copilul, să-ți plătești rate, să ai grijă de bătrâni și așa mai departe. Aici este și o chestie de energie și de asta voiam să te rog și pe partea asta cumva să le spui telespectatorilor ce trebuie să facă, să rămână într-un echilibru, de fapt, că despre asta e vorba, în toate aceste nenorociri care vin pe toate părțile, adică te uiți în stânga ceva, război, te uiți în dreapta, scumpiri, te uiți în portofel, te uiți la ceva rău. Da, dacă ți-aduce aminte în ultima noastră întâlnire împreună aici la Antena 3, am vorbit despre ce o se întâmple în anul acesta. Hai să reluăm un pic, pentru că am impresia că emisiunea, cred că nici n-a intrat pe post, s-a întâmplat ceva atunci, cred că, da, știu ce s-a întâmplat, a început războiul și o bună bucată de vreme n-a mai fost emisiunea, vorbiserăm noi atunci despre poli... Zi, 2202, ajută-mă. Da, poliandru. Nu poliandru, altfel zic. În fine, nu mai contează. Da, era vorba de 22-a-2-a-2022. De fapt, a fost un moment foarte important în care s-a declanșat toată această... palindrom. Palindrom, da. Tot acest roller coaster al energiei spirituale, tocmai ca să scoată la suprafață lucrurile care le-am ascuns cumva sub preș și care nu le realizam că avem nevoie să se întâmple. Cu ajutorul cifrei 7, simbol al perfecțiunii în religia creștină, apostolul Ioan descrie semnele prevestitoare ale Apocalipsei. Astfel, aceasta va fi anunțată de 7 îngeri cu 7 trâmbițe, moment în care pe pământ vor apărea nenorociri și cataclisme, precum și cu un balaur roșu cu 7 capete. Apocalipsa mai notează că balaurul cu 7 capete, numit și Anticristul, va da scaunul său de domnie fiarei cu 10 coarne, care va apărea din mare. Toți cei care se vor închina fiarei vor trebui să suporte mânia lui Dumnezeu. După ce Anticristul va semna un legământ de pace cu Israelul pentru o perioadă de 7 ani, oamenii se vor confrunta cu epidemii și cataclisme. Aproximativ la jumătatea acestei perioade, Anticristul va rupe legământul cu Israelul și va porni un război împotriva acestuia. Oamenii vor fi ispitiți să se închine celui rău. Timp de un mileniu, Hristos îl va ține pe Antichrist într-un iaz de foc. Cel rău va fi eliberat apoi pentru scurt timp, însă va fi învins definitiv de Hristos. Va urma apoi judecata pentru toți cei care nu mai sunt, cei necredincioși ajungând în iazul cu foc, iar cei credincioși alături de Iisus, primind viață veșnică într-un cer și pământ nou. Și moartea nu va mai exista, nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut, scrie în Apocalipsa lui Ioan. Și în Biblie se folosesc previziunile lui, dar nu numai ale lui. Se vor scula mulți profeți mincinoși, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Vor fi conflicte politice interstatale și probleme sociale. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Adevărații credincioși vor fi prigoniți. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Păcatul și fără de legea în lume vor crește. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mulți se va răci. Evanghelia va fi propovăduită pretutindeni. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul, arșița apocaliptică venită de la soare. Și cel de-al patrulea înger și-a vărsat pocalul său peste soare, iar oamenii au fost dogorâți cu o arșiță mare. Scrierile biblice și cele ale lui Ioan au stârnit curiozitatea multora. S-au făcut studii științifice, dar au fost întrebați și cei care s-au născut sau au căpătat după naștere experiențe neobișnuite, capacități de a vedea viitorul. Unul dintre ei este Nostradamus. La Paris s-au găsit ultimele manuscrise ale marelui prezicător Nostradamus. Acestea au fost ținute secrete din dorința profetului, care a spus că acum este momentul când acestea pot fi date publicității.
Aceste descoperiri sunt extrem de interesante și prezic lucruri sumbre pentru omenire. Iată cele 20 de preziceri ale lui Nostradamus. Previziunea lui Nostradamus despre sfârșitul lumii. Se va crea un nou motor lume, la fel ca înainte de turnul Babel. Vom vorbi toți aceeași limbă. Numai târziu de sfârșitul acestui secol, când nu va mai fi loc în iad, morții vor ieși din morminte, adică morții vor umbla pe pământ. Averile vor dispărea, iar bogații vor muri de mai multe ori. Economia mondială va fi în colaps. Regele cerului va privi un satelit care îi va prelua energia și o va da pământului, adică soarele va deveni furnizorul unic de energie. Medicina se va extinde, iar oamenii vor trăi mai mult. O persoană de 80 de ani va arăta ca una de 50, adică oamenii vor trăi și 200 de ani. Regele soare va fura pădurile pământului, cerul se va deschide și căldura va arde câmpiile, adică radiațiile vor usca pământul. Din est va veni vindecarea, chinezii vor fi cei mai buni medici folosind învățăturile străbunilor. Metodele vechilor chinezi vor înlocui medicina modernă. Telepatia va fi atât de avansată încât câinele va deveni fratele omului, adică oamenii vor învăța să vorbească cu animalele. Oamenii vor refuza să mai plătească taxe vreunui rege. Adică toate taxele vor fi abolite. Oamenii vor trebui să-și arate calitățile emoționale, intelectuale și genetice pentru a fi certificați să aibă un copil. Adică vom avea nevoie de licență ca să devenim părinți. Fizicul oamenilor se va îmbunătăți, iar ei se vor expune nud în public. Adică nuditatea va deveni normală. Oamenii vor ajunge să doarmă ca morții. Insomniile vor depăși 1 bilion de cazuri. Numărul bărbaților care iubesc bărbați va crește de 4 ori, adică numărul homosexualilor se va mări de 4 ori. Estul se va separa de vest, mii de luminițe din cer vor ataca pământul, multe lasere vor provoca daune mari, adică războaiele intergalactice vor provoca dezastre. Noul papă va fi asasinat, este vorba de o persoană tânără care îi va succede lui Benedict al XVI-lea. Viitorul papă va fi asasinat. Uciderea papei va duce la un război sfânt internațional, rezultatul va fi despărțirea bisericilor așa cum le știm, adică credința organizată va înceta să existe. Fiii lui Dumnezeu și fiii omului vor locui împreună pe Terra, adică îngerii vor trăi alături de oameni. În mijlocul unei păduri întunecate, Satan va fi prins. Acest lucru va întârzia Apocalipsa, adică Anticristul va fi capturat. Pământul va deveni un mit, oamenii se vor extinde și în alte locuri de pe alte planete, adică oamenii vor locui pe alte planete. Istoria omenirii își va cunoaște sfârșitul pe 1 octombrie 2436. Dușmanul nostru străvechi va duce la distrugerea Pământului. Așadar, conform lui Nostradamus, sfârșitul lumii vine în 2436. Pastorul peruan Ricardo Salazar, care trăiește în Japonia, este considerat a fi noul Nostradamus. Oamenii spun că multe dintre previziunile sale s-ar fi adeverit. Potrivit prezicerilor pastorului, un asteroid imens va lovi Pământul, iar impactul acestuia cu planeta noastră va provoca seisme puternice pe tot globul și peste 1,2 miliarde de oameni vor muri. De asemenea, se vor produce erupții vulcanice extrem de puternice, foamete, conflicte armate și chiar un război la scară mondială. Noul Nostradamus spune că aceste profeții îi vin prin intermediul viselor, viziunilor și ale unor voci pe care le aude. În martie 2017, spune el, yenul chinez va deveni monedă globală. La sfârșitul anului 2018 și începutul anului 2019, Rusia va ataca Israelul. În 2020, Anticristul va veni pe pământ și va subjuga toată omenirea. În 2023 se va produce a doua venire a lui Hristos pe pământ și omenirea va fi salvată. Profețiile bătrânei oarbe din Balcani, cunoscută sub numele de Baba Vanga, sunt și ele extrem de cunoscute. Ea fixează sfârșitul lumii în anul 5079. Până atunci însă nu vom trăi deloc ca în sânul lui Avram. Cel mai important lucru pe care l-a prezis clarvăzătoarea pentru anul trecut a fost depopularizarea Europei. Baba Vanga a făcut o predicție foarte interesantă pentru români. Este vorba despre faptul că în România, în 2015 s-a născut omul providențial.
cel care are ca misiune salvarea țării, a continentului, poate și a lumii. Ea a spus că acest om va apărea la momentul potrivit și că până atunci îl va crește departe de baștina strămoșilor noștri. Dar să ne întoarcem la câteva dintre previziunile internaționale făcute de Baba Vanga. În 2018, China va deveni noua putere mondială. În 2023, orbita Pământului se va schimba ușor. În 2025, Europa va fi pustiită. În 2028, se va dezvolta o nouă structură de energie. Foametea nu va mai fi o problemă. În 2033, gheața de la pol se va topi, nivelul oceanului planetar va fi în continuă creștere. În 2046, clonarea va fi foarte accesibilă. În 2076, lumea va fi condusă din nou de comuniști. 2084, va avea loc renașterea naturii. În 2088, o nouă boală va lovi planeta, oamenii vor îmbătrâni în câteva secunde. În 2097, boala va fi vindecată. În 2100, soarele făcut de mâna omului va lumina partea întunecată a planetei. În 2111, oamenii vor deveni roboți. În 2154, animalele devin pe jumătate oameni. În 2187, va avea loc erupția a doi vulcani. În 2273, se va naște o nouă rasă. În 2288 se va reuși să se călătorească prin timp, se vor stabili noi contacte cu extraterestrii. În 2291 soarele se răcește. În 2304 misterul de pe lună va fi descoperit. În 2371 va fi secetă mare, iar în 2480 pământul va fi în întuneric. În 3005 va fi război pe Marte. În 3797 nu va mai exista viață pe Terra, însă oamenii vor reuși să locuiască pe alte planete din sistemul solar. Clarvăzătoarea Vanga, pe numele ei adevărat Vanghelia Pandeva Dimitrova, s-a născut în 1911 și a decedat pe 11 august 1996. Ea a devenit cunoscută după ce mai mult de 80% dintre predicțiile ei s-au adeverit. Baba Vanga a aflat că poate vedea viitorul încă de pe când era copil. La 12 ani a rămas fără vedere în urma unui accident. A fost trântită într-un lan de grâu de o furtună puternică, iar localnicii au găsit-o cu genele acoperite de nisip. La maturitate, Vanga a prezis unele dintre cele mai importante momente din istoria umanității, cel de-al doilea război mondial, căderea comunismului și moartea lui Stalin. Sigur că nu toate previziunile se împlinesc. La urma urmei, Dumnezeu a lăsat omului doar câteva portițe mici în a ști ce-l așteaptă. Mulți sfinți au făcut prorociri care s-au adeverit. Sfârșitul, ca și începutul lumii, însă, îi aparține doar lui, Creatorului. Sigur că aceste profeții ne ajută să fim mai buni, să ne iubim mai mult, să trăim în pace, să punem capăt urii și dușmăniei. Asta nu e rău deloc, dimpotrivă. Dar nu uitați că doar Dumnezeu știe ziua și ceasul sfârșitului. Lumea spirituală este aici. Nu vom intra în ea, este aici. Noi suntem ființe spirituale. Noi suntem un trup, dar care avem un suflet și un duh de valoare veșnică. De aceea, medicina se ocupă de trup, iar biserica, scriptura, Evanghelia se ocupă de suflet. În momentul în care cineva moare, înseamnă că începe acel proces ireversibil biologic al morții, în care intrăm în descompunere și trupul intră în circuitul normal. Dar sufletul nu se pierde niciodată. Sigur că sunt mai multe păreri despre cum este sufletul, se duce bine, dar Scriptura spune și voi da aici doar două argumente. Unu, Domnul Hristos, aduceți-vă aminte, și este întâmplarea de la cruce, în care sunt răstigniți lângă el doi tâlhari și unul dintre ei spune, uitându-se la tot ce se întâmplă, la acuzațiile care se, la toate lucrurile, spune așa: mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Unul care a vorbit urât, pur și simplu a vorbit lucruri care nu aveau nicio noimă pentru el, de fapt nu înțelegea nimic, a fost total pe lângă, iar celălalt vine și spune: Doamne, adu-ți aminte de mine. Când vei ajunge în împărăția ta. Un om a văzut lumea spirituală și un altul n-a văzut-o. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Există Dumnezeu, există diavol, există lumină, există întuneric, există binecuvântare, există blestem.
Pentru oamenii care se duc la vrăjitoare și la tot felul de lucruri acestea oculte, întrebarea mea simplă, iertați-mă, stupid de simplă. Cum poți să te duci la o ființă creată, limitată, perversă, murdară și stricată, care a corupt lumea și pământul și a nenorocit oamenii? Și nu te duci la Creator. Auzim tot felul de știri. A fost acolo, i s-a făcut de ochi, i s-a legat, i s-a dezlegat. Măi, vrăjitoria într-o țară creștină nu are ce să caute. Pentru că este împotriva credinței creștine. Noi ne închinăm luminii, nu întunericului. Dacă vorbim de partea aceasta de scumpiri și implicit foamete în anumite zone, bineînțeles că ne gândim, oare nu cumpăram prea multe și aruncam prea multe? Oare nu aveam nevoie să ne reechilibrăm în acest spațiu? Da. Dacă ne gândim la toată partea aceasta de criză energetică, nu cumva avem nevoie să căutăm sisteme alternative și asta, această criză ne-a împins cumva să fim mult mai creativi. Chiar am auzit că au reușit ca să facă o benzină ecologică pe lângă mașinile electrice, așadar se vor găsi diferite variante prin care să circulăm și să nu mai depindem de vechile zăcăminte. Și mai mult decât atât, ceea ce este important este că atunci, și exact cum spuneam în emisiunea aceea, s-a declanșat ceva. Și dacă stăm și ne uităm istoric vorbind după acest punct energetic, s-a declanșat și războiul în Rusia. Iată că acum apare, mă rog, o nouă variantă de virus. De ce? Pentru că noi n-am învățat nimic din tot ceea ce a fost, nu ne-am reechilibrat și atunci ni se mai dă încă o șansă. Este important ca să găsim acest echilibru dintre ce înseamnă șase, din ce e sus, așa e și jos. Adică dintre a fi spiritual și a trăi în lumea aceasta. Se pare că noi am pierdut acest echilibru și mă uit de multe ori la oameni care nu văd decât această dimensiune materială în care mâncăm toată ziua, ne preocupă partea aceasta materială, nu uităm de spiritualitate. Anul acesta 6, exact despre asta este vorba, despre acest echilibru dintre ce e sus și așa e și jos. Și dacă am reușit să ne hrănim și spiritual, iată că nu am mai avea probleme de sănătate, iată că am reușit să ne echilibrăm din acest punct de vedere și nu ar mai fi foamete în altă parte din lume. Dacă stăm și ne uităm pe statistici, noi consumăm de 2,5 ori mai mult, ne cumpărăm de 2,5 ori mai multă mâncare decât avem nevoie. Și iată că aruncăm și sunt zone de pe glob unde oamenii chiar au probleme cu alimentația, adică suferă de foamete. Și noi nu realizăm treaba asta. Noi ne uităm numai la partea că s-au scumpit, dar nu ne uităm de fapt că în cuantum respectiv noi am putea să cumpărăm mai puțin și am putea să fim mai atenți la ceea ce mâncăm, astfel încât să ne luăm exact ceea ce avem nevoie. Echilibrul ăsta, da, e clar și e logic ce spui tu. E și un dezechilibru pe parte emoțională, foarte mare în ultima perioadă. Și te întreb, de ce trebuie să trăim noi, să zicem, generația asta, generația din spate, să trăim toate lucrurile astea, să trecem prin război, prin pandemie, prin schimbări climatice, prin foamete, prin criză de apă, iarăși e o problemă majoră pe planetă lucrul ăsta. Uh-huh. Și atunci, absolut clar emoțional, te dezechilibrezi oricât ai fi de puternic. De ce? Bine, e ca și cum l-ai întrebat pe Dumnezeu, dar de ce plouă? E, uite că plouă, știi? Dar eu aș vrea să le spui ce ar trebui să facă. Nu știu, exerciții din astea ale minții, exerciții rugăciuni, în sensul în care nu le mai vezi atât de aproape, să te distanțezi cumva și să rămâi pe o linie de plutire cumva. Da, detașarea într-adevăr este foarte importantă și exact cum făceam și în ultima tabără și cum o să fac și în următoarea, învăț oamenii cum să mediteze astfel încât să își aducă mintea în inimă, dar de ce vorbim noi de meditație când până la urmă există rugăciunea inimii?
ceea ce este cel mai simplu lucru pe care orice creștin ar putea să-l facă. Acest sistem prin care ne coborâm mintea în inimă ne ajută să emitem din câmpul inimii, care este câmpul cu cea mai mare vibrație. Dacă noi am reușit să facem treaba asta, atunci ne-am echilibrat în timpul și spațiul prielnic nou. Cele mai multe dezechilibre din ceea ce văd toată ziua la cabinet, de fapt din asta vin, pentru că noi uităm să folosim acest câmp al inimii. Și de aceea, în momentul în care văd oameni intră la cabinet cu probleme de tensiune, cu probleme de inimă, întotdeauna analizez acest câmp al inimii. Este poate câmpul care nouă ne creează echilibrul dintre, cum spunem noi, triunghiul de jos și triunghiul de sus și astfel ne creează un echilibru în tot corpul nostru. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, bineînțeles că este important și ce mâncăm. Și am observat că sunt oameni care încep să se corijeze în a mânca un lucru sau celălalt, fără să le impună neapărat nutriționiștii, și încep să aleagă hrană mai sănătoasă, caută să vadă ce ar fi mai bun pentru problema care o am sau să previn o anumită problemă și asta este foarte important pentru că toate aceste elemente vin să ne schimbe stadiul de conștiință. Lipsa apei... Asta voiam să te întreb, foarte important. Da. Lipsa apei. Haideți să vedem ce înseamnă elementul apă, de fapt, în spiritualitate. Pentru că încă suntem în zodia racului, acum se termină și începe zodia leului. Racul și de fapt zodiile de apă, ce fac? Ele sunt, interiorizează foarte mult partea aceasta emoțională. Și atunci ceea ce avem noi nevoie și care este semnalul care se atrage la nivel de conștiință planetară pentru faptul că nu există destul apă, tocmai acest lucru, că avem nevoie să ne exteriorizăm toate provocările emoționale, dar într-un mod echilibrat. Exact cum spuneam, să mergem pe calea de mijloc. Ce înseamnă calea de mijloc? În Kabbala sunt trei linii, trei piloni. Există pilonul din stânga, care este omul cu judecată, care aruncă în ceilalți pentru tot ceea ce se întâmplă. Este omul din dreapta, să spunem, pilonul din dreapta, care este cel plin de compasiune, chiar dus poate la extremă uneori, în milă. Și atunci, bineînțeles că implicându-te prea mult în viața celorlalți, nu reușești să te echilibrezi. Și este calea de mijloc, în care, bineînțeles că ești ferm cu cei din jur, dar nu judeci neapărat, ești plin de compasiune, dar nu te duci în milă. Și atunci, în calea de mijloc, tu ești de fapt un om echilibrat. Un om care ai câte puțin în fiecare și în funcție de gradul de elevare spirituală al fiecăruia, bineînțeles că poți să percep lucrurile în diferite nivele. Ei bine, ceea ce este foarte important în ziua de azi, pentru că, exact cum am spus, lipsa de apă ne atrage un semnal de alarmă la nivel de conștiință planetară, este tocmai ca să învățăm să drenăm, să ne folosim, de fapt, emoțiile pentru lucruri creative, nu pentru lucruri destructive, cum fac, mă rog, unii pe această lume. Da, și pentru că nu știu, Adina, vezi, e foarte important. Acum mai avem puțin din anul ăsta, să zicem că s-a dus jumătate, apropo de emisiunea pe care n-am mai difuzat-o la televizor. Era foarte important ce spuneai tu, că se va întâmpla pe ultima parte a anului, după ce se termină cu 22 a 12 a 2022. E ultima lecție din anul ăsta sau? Da, este ultima lecție și mai mult decât atât este un portal mesianic, îi spunem noi în Kabbala, adică este un portal în care dacă noi ne-am făcut temele de-a lungul anului și am învățat ca să ne reechilibrăm emoțional, am învățat să ne conectăm la partea spirituală pentru a învăța lecțiile vieții astea în dimensiunea asta în care trăim, că de-aia ne-am întrupat aici și nu ne-am dus pe alte planete. Ne-am întrupat aici ca să trăim lucrurile de aici. Noi am ales. Practic, sufletele care s-au întrupat pe această planetă, pentru că este o planetă școală, probabil că telespectatorii știu că povestim asta în multe emisiuni,
Am ales aici pentru că această planetă are niște aspecte care o deosebesc de alte planete. Și prin micile noastre greșeli sau marile noastre greșeli, noi creștem spiritual. Poate nu ne învățăm tot timpul lecțiile. Ele se reportează. Se reportează din 7 în 7 ani, pentru că astea sunt ciclurile energetice, se reportează și ne vin la un alt nivel de conștiință. Doar o învăța. La un moment dat ajungem să ne lovim de o problemă atât de mare încât spunem, gata, de data asta chiar fac. Chiar spun ce am de spus. Chiar merg înainte cu ochii închiși pentru că îmi doresc, sunt pregătit să fac acest lucru. Dar dacă nu facem treaba asta, ce facem? Rămânem în acel dezechilibru și exact cum spuneam tot într-o emisiune la voi, anul trecut au fost mulți oameni care au ales să plece. Pentru că și-au dat seama că nu mai au acea poftă de viață care să continue să aibă acel motor interior care să-i ajute. Dar dacă îți regăsești acel motor interior cu ajutorul rugăciunii, cu ajutorul meditației, cu ajutorul diferitorilor tehnici care există pe această lume, că vorba aia este plin pământul de tehnici, numai să dorim să le accesăm, dacă reușești să faci lucrurile acestea, atunci evident că vei păși într-o nouă epocă. Războiul, de fapt, este interior. Tot ceea ce vedem noi în media este o reflexie a războiului interior al oamenilor. Să ne gândim chiar la liderii acestei lumi. Și ei au războiul lor interior. Nici lor nu le este simplu. Dar pentru că sunt supuși diferitelor conjuncturi, ei aleg să se exteriorizeze într-un fel sau altul. Și de asta zic că dacă noi vom crea o masă critică la nivel de omenire, de oameni spirituali, de oameni care vor reuși ca să se implice în această mișcare, bineînțeles că credința va triumfa. Și asta este cel mai important. Mai avem 5 minute și vreau să te întreb ceva. Ai spus rugăciunea inimii, pe care o știm cu toții din biserică, e foarte simplă și foarte puternică. În afară de rugăciunea inimii, Adina, ce ar trebui să mai facem? Și cu postul și postul recomandat de medici și în anumite limite în funcție de ce... Starea de sănătate a fiecăruia. Absolut. Exact. Altă tehnică foarte bună este așa numita cruce tridimensională. Aceasta este tot sub formă de rugăciune sau meditație, cum vrei să o spui. Este foarte simplu, pot să o spun? Da, te rog, da. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc că ești în mine și în prejurul meu, îți mulțumesc că ești în fața mea, în spatele meu, în dreapta mea, în stânga mea, dedesubt, deasupra mea și iarăși în mine și în prejurul meu. Și în felul acesta mi-am redefinit spațiul. Adică ți-ai făcut o protecție, de fapt. Exact, și mi-am redefinit, m-am reancorat în credință, mi-am reafirmat energia divină din mine. De fapt, asta este cel mai important. Cei care știu Reiki, există meditația în mișcare, prin care se curăță aura și se face practic același lucru. Încă o rugăciune care am învățat-o chiar de la un preot este: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, te rog, recalibrează-mă în timpul și spațiul prielnic mie. Asta este iarăși foarte bună și funcționează. Și astea sunt lucruri scurte. Bineînțeles că sunt și meditațiile mai lungi care te ajută ca să îți binecuvântezi toate chakrele, dar asta de multe ori avem nevoie de shortcut-uri, să ne reechilibrăm instant. Simțim cum poate după o ședință sau după primirea unei vești nu prea bune, simțim că pur și simplu cădem emoțional, fizic, psihic, și atunci o astfel de rugăciune rapidă ne ajută imediat ca să revenim la starea inițială, să ne reafirmăm credința, să ne ancorăm de fapt în sursa tuturor lucrurilor. Și asta este de fapt salvarea noastră. Mulțumesc foarte mult, Adina Moldoveanu, mulțumesc foarte mult pentru emisiunea din această seară. Le mulțumesc partenerilor noștri de la Grand Hotel Bucharest. Am zis bine, Popescu? Am zis bine. Desigur, colegilor mei, Mihai Popescu, Mihai Buzduga și Ionel Olteanu, mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu Antena 3. Colegii mei vă așteaptă cu cele mai importante știri. Să fim sănătoși, ne vedem sâmbătă viitoare.